Stimați telespectatori, mă bucur că ne reîntâlnim la o ediție nouă, cu o rețetă nouă la România în Bucate de la Târgu Mureș. Astăzi vă prezentăm o rețetă, o rețetă simplă, dar foarte, foarte delicioasă. Și cu amănunte vine colegul și prietenul meu Bogdan, pentru că vă propunem împreună, dar gătim la el. Bine v-am găsit, dragi prieteni! Într-adevăr, Târgu Mureș, România în Bucate, miercuri, ca de fiecare dată, toamnă, și pentru că în ultima vreme a plouat foarte mult, e sezonul ciupercilor. Bineînțeles, văd că ai pregătit niște gălbiori superbi, proaspeți, zemoși. E bine să le spunem gălbiori, denumirea populară, dar e foarte bine atunci când îi culegem și îi gătim, fiecare să le cunoaștem și denumirea științifică latină. Pe mine nu mă ajută, eu știu de gălbiori și atât. O să facem astăzi o mâncărică de gălbiori cu piept de pui, mușchiuleți de pui, pentru că e doar interiorul, inima pieptului de pui, cu un sos alb, cu o reducție de vin, cu miroase hrean. Hrean. Bravo. Bun. Smântânică, nu o să folosim deloc, dragi prieteni, ulei astăzi. Ce mă bucur. Vreau numai cu unt. Doar cu unt o să facem toată mâncărica asta. Și aici? Și ca să îngroșăm un pic sosul, nu folosim făină. Dacă tot am folosit ulei, nu folosim nici făină. Asta e ceva oriental, un mix oriental, dacă nu mă înșeală pe mine mirosul. Tu știi foarte bine ce e, un condiment pe care l-am cumpărat. A, e ăla turcesc? A, am înțeles. Da, l-am ghicit parțial. O să îngroșăm sosul de alb cu reducția de vin și cu parmezan, de rea, nu? Cu puțin parmezan. Nu folosim făină, dacă n-am folosit ulei. Făină, nu. Dar ce facem, ciulama? Nu facem ciulama. În rest, foarte simplu, ceapă, o roșie, un pătrunjel. Mai mult pentru culoare. O roșioară, o cepșoară. Și bineînțeles că în farfurie o să arate foarte bine sosul ăsta cu ciupercuțele și cu pieptul, lângă o mămăliguță. Și nici un pic de usturoi, nimic așa ceva. Nu folosim usturoi, nu? Cât mai puține condimente, ca să nu se piardă din aroma minunată a gălbiorilor. Așa, și cu speedy ăștia, cu rapizi ăștia, ce facem? Urnăm farfuria, bineînțeles, la sfârșit. E nevoie și de un pic de culoare pe farfurie. Da, arată bine. Îi știu că sunt foarte iuți. La fel, o să folosim și pătrunjelul, bineînțeles. Da. Bogdane, hai să ne apucăm de treabă, că timpul trece. Timpul trece. Eu mă ocup de ceapă, eram sigur. Ceapa. Așa, mărunțică? Mărunțică, cât mai mărunțică, pentru că între timp eu am pregătit deja aici. Se vede, se vede. O tigaie și o să folosim un pic de unt ca să călim ceapa pe care tu ar fi trebuit deja să o dai. Cred că fulger. Uite, eu topesc un pic de unt. Te rog. Și eu până atunci rezolv ceapa mărunțel, mărunțel. Te rog frumos. E bine? E perfect. Poți mai mărunt? Ți-am tăiat-o mai fină decât o tai eu la vinete, să știi. Așa și trebuie. Așa și trebuie. Sau la icre. De-aia ți-am dat ție cuțitul cel mai... Deștept. Deștept. Cel mai aprig. Auzi, Bogdane, să știi că doar laserul o taie mai fin de atâta. Asta se poate pune pe plăcuța de... Da, să te uiți de aia la microscop. Să vezi celula de ceapă. Da. Tu practic și celula ai tăiat-o. Da, gata. Uite, aici ai o celulă netăiată. L-am rezolvat. Asta era asimetrică și mă încurca la pornire. Da, da, nu-i găseai azimutul. Cum stai cu grăsimea din tigaie? Hai, hai cu ceapa. Bine. Te rog frumos. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Până se călește ceapa, se sticlește, da, sau cum așa îmi place nouă să-i zicem, pentru că-s prea măricei gălbiorii, o să-i tăiem, dar nu foarte mici. Foarte maxim, mici, uite, scad așa, mult, scad da, mult. Așa, două, maxim în două. În două, cum să scadă. Da. Care sunt mai mici, îi putem lăsa chiar și întregi. Să știi că e o specie de ciuperci, Cantarellus cibarius, le spune în denumirea științifică. Cum zici tu pe acolo? Care poți să o guști și
Crudă. Crudă. Nu conține nicio toxină care să se descompună la temperaturi înalte. Uite, aici e o pălărie întreagă. Uite, ai mai văzut așa gălbior mare. A fost o perioadă foarte, foarte, foarte ploioasă și ca în niciun alt an s-au făcut foarte multe ciuperci anul ăsta. Cribi, crăițe, rusule. Păi nu, eu m-am dus după... Rusule, oiene, acum o să folosim termenii populari. Dus după rusule și mă uitam să nu vină ursulele la mine. Așa, da. Am fost foarte atent, dar știi care e faza? Mergeam prin pădure și fluieram tot timpul. Astea nu le mai tăiem, că-s micuțe și frumoase. Asta în două și gata. O luăm de-a lungul cozii, așa. În secțiune, exact. Cum trebuie să faci fotografiile pentru identificarea ciupercilor, nu? Bravo, bravo. E, vezi. Știu, mă pricep. Hai cu ciupercuțele la ceapă, că s-a crălit. O să le punem direct peste ceapă, să știi. Văd. Și imediat după ce lăsăm câteva secunde ciupercile aici, le punem un capac și înăbușim cu vin. E, bravo. Cu... M-am gândit eu că dacă ai pus unt, trebuie să mai... Înainte să punem capacul, o să le dau un pic de sare, pentru că o să scoată lichidul din ele și se înmoaie mai repede. Uite, să vedem cu ce îi tratezi. Uite, cu asta îi tratăm. Da. O să deschidem. Vrei să te ajut eu? Mă descurc. Te descurc. Văd că ai antrenament. Bine. Uite, în schimb, știi ce? Dă tu jos mânuțele alea două. Așa. Și hai să-ți arăt ce facem aici. Vezi? Deja am început să se... Să se moaie, da. Să se moaie. Bun. Ne nebușim. Așa. După care chiar vreau să te întreb, faci pagubă numai în ciuperci sau vedem și pagubă noi? Pagubă în ciuperci? Asta nu e nicio pagubă, dar e bună. Vinul, așa, sau încercăm și noi să vedem ce ai pus peste ciupercile alea? Să bea numai ele? O să facem azi, dragi prieteni, un fel de tocăniță, nici măcar nu e tocăniță, piept de pui cu ciuperci. Piept de pui cu gălbiori, cu o reducție de vin și cu hrean. Și sos de smântână. Și cu mămăliguță. Da. Sunt multe acolo, dar... Chiar prea multe și ardei. Vă așteptăm la masă. Auzi cum sună, reducția de vin e aproape gata. Adică să iei scăzut sosul, nu? Adică a început să scadă zeama care a ieșit din ciuperci, și din gălbior și din vin. Și o să le scoatem foarte rapid în următoarele 2 minute. Scoatem ciupercile. Ciupercile, și dar lăsăm zeama acolo. Aha. Și punem... Și în... Nu tăia prea mărunte, că și asta scade. Știu. Cam 3 tăieturi pe pieptuț. Pieptuț, ce frumos e, ce delicat. Dar îți place ce frumos le-am aranjat, da, acolo ai văzut? Frumos, le-am pus ca solzii pe pește, ca țiglele pe casă, pardon. Da. Hai să scoatem gălbiorii, ciumpercuțele. Ai bol, de ce frumos, ai tot ce trebuie. Hai, te descurci, eu doar mă uit la tine, că așa-mi place. E corespunzător. Este? Nu s-au sfărâmat prea tare. Nu se sfărâmă. Sunt niște ciuperci ferme. Da? Și sunt pline de caracter. Uite, aici avem... Am văzut ciupercuțele. Ciupercuțele. Ia primul platou de așa. Mergem cu puișorul, da? Și îți dau și al doilea puișor. Uite așa, ăsta pe sub mână mi-l dai pe ăla și ăsta... Așa, ai văzut? Ce să mă schemă? Ce înseamnă să lucrezi mult împreună, știi? Da. Ia uite ce frumos. Bun. Acum trebuie să... Ăla își va lăsa multă apă, multă zeamă. Nici nu o să-i pun deocamdată capacul. Trebuie să scadă. Da.
Bogdane, pentru telespectatori, cred că urmează ciupercile, nu? Păi ciupercile am făcut deja, Costin. Nu, să le punem peste carne. Aha, să le punem peste carne. Asta. Păi hai să vedem dacă e gata carnea. Ia-ți un instrument de verificat. Instrumentul de verificat. Da, e fiart, uite, începe să se rupă. Când se rupe, cum îi zice la miezul? Fibra. Cum i-ai spus tu, inima pieptului. Am dat un pic mai mic focul, dar o să-l cresc înapoi. Așa. Pentru că... Basculează-i... Basculăm... Ciumpercile. Gălbiori. Dar nu-i tot o ciupercă e, nu? Basculăm cantareluși. Cantareluși. Și nu mai punem capacul de data asta. Lăsăm să scadă în continuare, am înțeles. Îi lăsăm să scadă, dar nu singuri. Știi ce mai punem aici? Un pic de hrean? Nu, nu, hreanul lăsăm la sfârșit, pentru că... Smântânică. Bravo. Vrei să faci tu oficiile? Da, bineînțeles, bineînțeles, dacă îmi vrei. Ai acolo și instrumentul. Toate o pun. Auzi, nu te zgârci. Și el. Te ajut? Gata, nu mai. Punem capacelul? Mi se pare mie sau mai puțin vin în pahar? S-a evaporat ca și sosul tău. Nici eu n-am stat degeaba până ai pus tu smântânica în peste cibarius. Am înțeles, am înțeles. Foarte bine ai făcut, foarte bine ai făcut. Stimați telespectatori, sper că v-am captat atenția până acum. Sunteți alături de noi să vedem cum o încheiem. Bogdane, acum ce mai facem? Cum o mai dregem? Hai să o dregem. Foarte bine ai zis. Mi-ai luat că cuvântul din... Știu ce urmează. Știu o ce dregem urmează. Cu hrean. Și cu parmezan. Și parmezan, dacă va trebui puțin să o îngroșăm sosul. Bine, gata, hai. Hai să vedem. Uite ce frumos arată. Da, arată bine și miroase. Pătrunjelul mai trebuie să-l pregătim. Și o roșie, da, să știi că trebuie pregătim. Să... Dar înainte de toate, luăm... Tot hreanul al cui? Nu-l pun pe tot, că e mult, să știi. Și foarte concentrat. Pentru început, doar atât, ca să nu... Și... O să gustăm. O să gustăm. Să nu zici că nu te ajut, eu ți-am adus parmezan. Mi-ai adus parmezan, așa e? Să știi că nu o să punem mult parmezan, pentru că ce faci acolo? Îl pregătesc. Ce pregătești? Dar nu-l tai. Pătrunjelul? Da. Dar poți să-l tai, să știi, deja. Să-l tai? Că imediat o să stingem aici focul. A, dar de ce nu mi-ai spus? Chiar pe toate. Pornim focul la mămăligă. Chiar pe toate. Mărunt sau mai mare? Cum vrei? Mărunțel, bine, mărunt. Mărunt, mărunțel. Cotoarele le tai deci mărunțele? Deci între mărunt și mărunțel. Dar nu, nu, renunțăm la cotoare, nu le punem de data asta. Nu vrei? Nu, punem doar frunze. Și să-mi lași, te rog frumos, trei frunzuțe. Uite acolo un mărunt. A, mi-ai lăsat ți-am un lăsat mărunt un... acolo, da? Mărunt. Pentru farfurie. Da. Ți-am lăsat, că știam ce vrei să faci. Iar eu o să îngroș sos. Ce să mai... Costin. Îngroși sosul? Ia uite-te. Dă-i îngroașă. Să știi că suntem aproape gata cu tocănița asta, cum să-i spun altfel, că cu reducția noastră de vin. Reducție? Adică ai evaporat vinul, nu? Am evaporat vinul. Tu ai evaporat vinul? Mai am un pic. Aproape că l-ai evaporat și tu. Ai făcut o reducție? Am făcut o reducție în pahar. Să vii să-ți dai cu părerea. Ia să vedem, ia. Dă-mi voie. Să văd ce minune ai făcut aici. Păi încă nu e condimentat. Așa, la prima... Mamă, ce gust ai. Gust de brânză, gust de smântână, de unt, de ciuperci, foarte mult. Un pic de sare, da. Trebuie, încă n-am pus foarte mult, a? Așa, și gel aiute, ăla oriental, să pui un pic. Adul, adul. Cere sosul tău, cere și ceva iute. Da, adul încoace. Și să nu uiți că avem ceva iute aici. E, ăla vine la... Da. Nu o să-l pui pe tot, te rog. Suficient. Uite cât am mai rămas.
Hai, nu, e bine. E perfect. E perfect. Bun, sosul este bine echilibrat. Și un pic de sare. Și deja aș spune că e și corpulent sosul tău. Sosul nostru. Tu ai tăiat pătrunjelul, dar nu mi-ai mărunțit roșia asta. Te rog frumos, uite, ia-l. Ți-o mărunțesc, dar eu nu plec de la locul meu, eu stau pe locul meu. Așa, perfect. Mărunțește-mi, te rog, și roșia asta. O rezolvăm. Cu bulețe? Cât mai mărunte. Bine, dai să-i scot floricica. Scoate floricica. Bun. Ai rezolvat roșiile, ai rezolvat pătrunjelul, ai rezolvat tot. Da. Adică, ce mai avem? Mai avem mămăliga de rezolvat. Hai cu roșiile. E perfect. Îl mai lăsăm un clocot. Dar l-ai tăiat? A, l-ai tăiat, l-ai tăiat. Se desfac el. Se desfac, frumos. Să vezi ce culori frumoase o să fie, da, costină convins. În farfurie. Ca întotdeauna, de fapt, la noi la emisiune. Bun. Mă uit la el cât de atent învârte acolo, cât de delicat, nu cumva să scape vreun strop de sos pe plită. Mai trebuie făină. Da. Eram sigur. Atât. Am pus prea mult, vezi că o să se întărească prea tare. Nu, asta e bine. Știi ce mai pun eu peste mămăligă de fiecare dată? Unt. Și mie să-mi pun mai bun. Un hoțișor de unt. Nu mult. Un vârf de sare. Suntem aproape de final, Costin. Păi cum le-am spus telespectatorilor mai devreme. Oprim focul, aruncăm niște verde în alb și roșu. Da. Ridicăm, te rog, capacul. Avem și galben aici, de altfel. Da, avem și galben. Și stingem focul aici. Adică am terminat. Ce părere ai? Arată foarte bine. E de bine. Și așa. Ce să mai, cu ce să mai îmbunătățim farfurile? Te las pe tine la micile decorațiuni. Iau doi din ăștia mici, 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 cei mai mici ardei. Am să-i pun, uite, așa. Și pe urmă o să iau, ăsta e ca un fleșcăit. Avem un pătrunjel vioi? Da, cum să nu. Te rog frumos. Ăștia au stat mai ascuns și ăștia sunt mai vioi. S-au ascuns. Da. Atât, ajung trei fire. Doar două, trei. Sigur că da. Așa, pe care am să-i așez lângă ardei. La aranjament. Și am să mai pun unul în partea asta. Nu-mi place asta. Mai puțin, așa, ca un trifoi să arate.
Așa, și ăsta iarăși am să-i dau două jos și am să pun unul, uite, pe partea asta de mămăligă galben. Nu, pe partea ailaltă, că acolo are. Dragi prieteni, gălbiori cu piept de pui, într-o reducție de vin, smântână. Piept de pui cu gălbiori, pentru că gălbiorii au înnobilat pieptul de pui. Absolut, absolut. Și pe urmă a mai venit și sosul ăsta minunat, cu un gust extraordinar de smântână, crean, brânză, unt. Nu, e nebunie. Vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii România în bucate, de la Târgu Mureș, miercuri, pe TVR2. La revedere, stimați spectatori! La revedere!